guvernamentală. Suntem într-o țară în care cetățenii denunță dictatura băncilor. Nu se întâmplă doar în România, se întâmplă peste tot în Europa. Și denunță și lipsa de implicare și de protecție, de protejare, într-o anumită măsură, în măsura în care e posibil, din partea oamenilor politici. Veniți acum cu o nevoie accelerată, o cereți o ședință de urgență pentru aprobarea legii insolvenței personale. Cum îi ajută asta pe români concret și până unde sunt gata, sunt dispuși oamenii politici să meargă, având în vedere că băncile joacă un rol foarte important în mersul economiei. Cetățenii sunt cetățeni. Bun, întotdeauna băncile au jucat un rol foarte important în economia României, dar să nu uităm că avem peste 5 milioane de oameni care au credite la bănci, de care statul e obligat să se îngrijească. Până una alta, oamenii politici au obligația să se îngrijească, să creeze acel cadru normativ, legislativ, care să le asigure clienților băncilor sau clienților companiilor care oferă alte servicii o protecție și niște garanții. În Parlamentul României, de vreo 5 ani de zile, dacă nu mă înșel, de 6 ani, Partidul Național Liberal cere cu insistență să promovăm această lege a insolvenței persoanei fizice. Și spun asta nu doar ca liberal, ci ca avocat vă spun că este nedrept ca în România să avem o discriminare între tratamentul pe care îl aplici companiilor care au dreptul să își organizeze un plan de relansare economică și persoanele fizice care, din nefericire, nu au dreptul la acest start nou, nu au dreptul la reinserție socială. Un om, dacă are un debit la bancă, să vă dau un exemplu concret, dacă ai un debit și plătești rate de 10 milioane sau de 1000 de lei la bancă pe lună, iar mâine îți pierzi serviciul, ești în pericol să-ți pierzi și casa, ești în pericol să-ți pierzi cam toate bunurile pentru că te afli în incapacitatea să-ți plătești o rată la bancă pe care ai făcut-o de nevoie, nu de plăcere. Această lege care o au Statele Unite, o are Japonia, o au statele europene, de la Franța la Germania, fostele state comuniste, de la Polonia la Letonia, Lituania, cam toate statele civilizate au această lege. Oare noi în România nu ne întrebăm de ce toți în jurul nostru, cu economii mult mai sănătoase ca noi, au implementat această lege, au promulgat-o în 2013? Și mie mi se pare o declarație extrem de importantă a șefei Fondului Monetar Internațional. Era Lagarde, cred că în Ungaria, n-aș vrea să greșesc, dar la momentul lui 2013 vorbea despre această lege a insolvenței personale și spunea că este un motor de relansare economică, de reintegrare în societate a persoanelor fizice. Practic ce se întâmplă și doar o frază vreau să vă spun, chiar dacă este mai tehnică, să înțeleagă lumea ce înseamnă insolvența personală. Acel debitor, acel client al băncii, împreună cu un administrator judiciar, propune băncii un plan de reorganizare a datoriei cu controlul instanței judecătorești. Acel plan este aprobat și persoana fizică respectivă, cetățeanul român, are posibilitatea să respire, să-și reeșaloneze plățile, să aibă timp să se gândească la oportunități pentru el să-și găsească între timp un serviciu, să nu aibă frica că este dat afară din casă în secunda 2 că i-a luat banca acasă. Nu vreau să arăt cu degetul nici spre guvernul României, dar dacă o să vă uitați peste presa lui 2013-2014, atunci când am adoptat codul insolvenței la propunerea guvernului, cel puțin eu ca membru al Comisiei Juridice și colegii mei am insistat foarte mult să introducem capitolul de insolvență personală atunci în cod. Nu s-a putut. Acum mă bucur că la propunerea noastră s-a acceptat această sesiune și sper să îmbunătățim proiectul și să venim cu niște prevederi care să ajute oamenii. Azi avem 75.000 de români cu credite în franci, dar mâine putem să avem nu știu câte milioane de români cu credite în altă valută. Oamenii ăștia trebuie protejați într-un fel.